Neața, eu sunt Loredana și tu tocmai ai deschis pastila de bună dimineața. Mi se spune de multe ori să ne urmăm pasiunea pentru că asta ne va face fericiți. Ok, dar ce faci atunci când nu știi care e pasiunea ta? Atunci când habar n-ai care e acel lucru pe care l-ai face cu atât de mult entuziasm încât să pierzi noțiunea timpului? Adevărul e că sunt puțini cei care știu așa de ușor ce anume îi pasionează. De asta, astăzi vreau să-ți vorbesc despre două idei care simt că te pot conduce la pasiunea ta. Și nu vreau să crezi că îți dau sfaturi. Nu sunt în măsură să fac asta. Cred că răspunsurile sunt întotdeauna la tine. Eu doar vreau să-ți împărtășesc câteva idei în speranța că te pot inspira. Să începem! Când am venit în București, am încercat tot felul de activități, de la operator call center, la figurant, reporter, realizator de emisiuni și altele. Nu toate mi-au plăcut, dar din fiecare am învățat câte ceva. Ba chiar despre unele am spus înainte să le încerc că îmi vor plăcea la nebunie și am descoperit că nu era deloc așa. Iar despre altele am spus tot înainte să le încerc cum că nu sunt de mine și am ajuns să nu mă mai despart de ele. Ideea e că n-ai de unde să știi dacă îți place sau nu ceva până când nu încerci. Atunci când îți dai voie să fii curios sau curioasă, s-ar putea să descoperi și o altă latură a ta. Eu, de exemplu, am descoperit o Loredana mai zâmbitoare, care face mai mult și se plânge mai puțin. De altfel, Elizabeth Gilbert, autoarea cărții Lecții de magie, cum să-ți cultivi creativitatea, ne îndeamnă să ne urmăm curiozitatea și nu frica. Ea spune că manifestarea curiozității ne poate conduce în cele din urmă chiar și la pasiunea noastră. Spre exemplu, dacă simți că vrei să afli mai multe despre flori, manifestă-ți curiozitatea și vezi ce se întâmplă. Nu e nevoie să ai o curiozitate arzătoare, dar dacă e ceva care îți stârnește câtuși de puțin interesul, caută răspunsuri, bucură-te de fiecare pas pe care îl faci și vezi unde ajungi. Iar dacă nu e nimic care să-ți stârnească interesul, atunci pur și simplu caută să-ți pui întrebări. Despre lumea în care trăim, despre tine, ce-ți aduce bucurie și așa mai departe. Nu te gândi că sunt întrebări stupide. Crede-mă că dacă îți pui întrebările astea cu interes, preocupare și implicare, s-ar putea să vezi lucruri pe care nu le-ai mai văzut până acum, deși erau chiar în fața ta. Și cred că niciodată nu e prea târziu să afli care e pasiunea ta. Dacă nu vine pasiunea la tine, mergi tu la ea, pentru că merită. Și mai e ceva. Se întâmplă ca oamenii să n-aibă pasiuni, dar să aibă dorințe. Bani, apreciere, recunoaștere, să fie de folos și așa mai departe. Dacă n-ai o pasiune, poate ai o dorință. Pe drumul dintre dorință și îndeplinirea ei, unii au reușit să-și găsească pasiunea. Îți mulțumesc că ai fost cu mine și azi și acum te provoc să-mi dai o misiune. Spune-mi dacă există vreo provocare în viața ta, vreun obstacol cu care te confrunți. Mi-ar plăcea să caut și eu răspunsuri și poate că împreună reușim să-l depășim. Dacă ți-a plăcut pastila de azi și mai vrei să vezi și alte materiale, te invit să te abonezi la paginile noastre de Facebook și YouTube. Și dacă ți-a plăcut și mai mult, dă un share și invită-ți prietenii să se alăture discuției noastre. Eu sunt Loredana și până când revin cu o nouă pastilă de bună dimineața, ține minte că tu îți faci dimineața mai frumoasă!